Afară-i toamna, frunza împrăștiată, iar vântul zvârlă în geamuri grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri și într-un ceas gândești la viața toată. Pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri, n-ai vrea ca nimeni ușa ta să bată, dar și mai bine-i când afară-i zluată să stai visând la foc de somn să picuri. Sonet, Mihai Eminescu. Bună! Suntem de la emisiunea Vorbește Corect de la TVR. De la Vorbește Corect de la TVR. Vrem să-ți oferim o carte. Vorbești română, nu? Și vreau să te rog să mă ajut să descoperim împreună greșeala. Au asfaltat drumurile în timpul ploilor torențiale și a inundațiilor din oraș. Al inundațiilor? Timpul. În timpul inundațiilor. Nu știu, mi se pare corect. Ca să fiu sincer, m-ați luat un pic prin vedere. Nu, la prima vedere așa pare. Așa este. Au asfaltat drumurile în timpul ploilor torențiale și a inundațiilor din oraș. Dar acord cu timpul sau cu inundațiile? Cu timpul. În timpul ploilor și a inundațiilor. A inundațiilor. Nu e ce, nu te deranjează ceva la ureche așa? Mă deranjează muzica până acum, nu știu ce să vă spun. Au asfaltat drumurile în timpul ploilor torențiale și a inundațiilor din oraș. Să uităm de ploile torențiale. Da. Spune tu, fără ploi torențiale, în timpul... În timpul inundațiilor din oraș. Nu, să tăiem torențiale ca să fim mai aproape de cu inundațiile, să vedem cum sună. Au asfaltat drumurile în timpul inundațiilor. Nu, au asfaltat drumurile în timpul ploilor, și... Al timpul și al inundațiilor din oraș. Dar de ce așa și nu articulăm cu inundațiile? Pentru că acțiunea se petrece în timpul celor două fenomene meteorologice. Au asfaltat drumurile în timpul ploilor torențiale și a inundațiilor din oraș. Timpul ce gen e? Domnul, ca să fiu sincer, nu știu. Timpul și ploile. Nu, inundațiile și ploile. Inundațiile și ploile. Au asfaltat drumurile în timpul ploilor torențiale și a inundațiilor din oraș. În timpul ploilor și a inundațiilor. Exemplul poate fi discutat din două perspective. Pe de o parte, orice vorbitor preocupat de exprimarea corectă și îngrijită în limba română este deranjat de acordul greșit al articolului posesiv, nu în timpul ploilor și a inundațiilor, ci în timpul ploilor și al inundațiilor. Pe de altă parte, norma prevede că, în situația în care se coordonează mai multe genitive, articolul posesiv apare înaintea fiecăruia dintre termeni, cu excepția primului, evident. Este corect intervenția pompierilor, a poliției și a echipajelor de salvare, nu intervenția pompierilor, poliției și echipajelor de salvare. Dacă ar fi să scriu, evident că am tot timpul în vedere substantivul la care mă raportez. Exact. Și aici era timpul. Și cu el fac acordurile pe mai departe. În gen, număr și caz. În gen, număr singular, masculin. Un timp, doi timpi sau două timpuri. Un timp. Masculin, nu unul. Da. Timpul ploilor... Este neutru. Un timp, neutru. Două timpuri. Neutru. Bun. Și timpul ploilor torențiale și a inundațiilor sau... Ale. Ale sau al. Cred că este ale, dacă... Și ale, timpul ploilor torențiale și ale inundațiilor din oraș? Bă, nu este. Sau al. În timpul ploilor și al... Nu, este vorba de timpul ploilor, exact. Și deci, al inundațiilor, exact, din oraș. Exact. Au asfaltat drumurile în timpul ploilor torențiale și a inundațiilor din oraș. Ca excepție, dacă elementele coordonate exprimă noțiuni din aceeași sferă, este posibilă omiterea articolului posesiv, fără ca enunțul să fie greșit. În exemplul discutat aici, ploile și inundațiile se referă la aceeași calamitate naturală, deci se poate spune, fără a fi greșit, în timpul ploilor și inundațiilor. Variantă care prezintă în plus avantajul de a nu greși acordul articolului. Urmărește emisiunea Vorbește Corect? Am mai văzut, da. Vedeți, v-am spus că este un telespectator fidel. Mulțumim că ai participat la... Vorbește Corect. Perfect. Vreți noastră să participați? Ziua. Are și pe care. No, acolo dar mă acum doare. Deja... Da. Acolo am niște dureri. Vreți veniți puțin? Da, să asfaltez drumuri, da. Păi da, nu ai văzut. Se vede că e greu, adică... Bună!